Jador a făcut anunțul tragic. E în comă, cred că e sfârșitul. Jador a dat vestea tristă. O persoană apropiată artistului de muzică de petrecere este în stare gravă la spitalul militar. Jador a făcut anunțul tragic. Fostul concurent de la Survivor România a anunțat că cineva drag este în comă. Cântărețul crede că e sfârșitul, dar cu toate acestea nu și-a pierdut speranța și încrederea în Dumnezeu. Jador a dat vestea tristă o persoană apropiată artistului de muzică de petrecere este în stare gravă la spitalul militar. Jador a dat vestea tristă. O persoană apropiată artistului de muzică de petrecere este în stare gravă la spitalul militar din București. Fostul participant de la emisiunea matrimonială Puterea Dragostei trece prin momente dureroase. În ultima perioadă vedeta are foarte multe probleme. De această dată cântărețul a dezvăluit că bunica sa nu se simte deloc bine și că este în comă. Artistul nu a spus care sunt bolile cu care se confruntă în prezent bătrână. E mamaia pe moarte, este internată la spitalul militar, moare. E în comă, din păcate, cred că e sfârșitul, dar mai tragem o speranță, a declarat fostul concurent de la Survivor România, pe Instagram. Jador, probleme grave de sănătate. Ce a declarat fratele lui? Jadora a apărut de mai multe ori pe patul de spital, vehiculându-se are o boală gravă și că este pe moarte. În plus, cântărețul de muzică de petrecere a anunțat că la sfârșitul anului se va retrage din industrie. Fratele său, Răzvan, a dezvăluit la un moment dat că s-ar putea să aibă cancer de colon, afecțiune cu care au fost diagnosticați părinții lor. Din fericire, mama și tatăl artistului s-au vindecat și acum se simt foarte bine. Ultima decizie o ia Dumnezeu, nu omul. Nici fratele meu, nici părinții noștri, nimeni altcineva decât Dumnezeu. Nu pot spune prea multe fiind că e vorba despre viața fratelui meu.